Apropo de timp, pentru că ucronia pe care, despre care vă vorbeam, asta este, e un cuvânt, sigur, calchiat după utopie, care înseamnă un loc fără loc, un loc imaginar. Ucronia ar fi un timp fără timp. Și în momentul, o să ajung imediat și la problema limbii, în momentul în care am început să îl înțeleg Atletica pe Eminescu, mi-am dat seama că una dintre temele lui fundamentale este aceasta a ieșirii din timp, a căutării, el îi spunea veșnicie, dar veșnicia nu însemna o eternitate, ci însemna un timp care nu curge. O problemă filozofică foarte grea pe care el o încarcă poetic, tocmai asta este lucrul cel mai interesant și o să trimit imediat la câteva poeme, inclusiv la poemul lui Sinteză, în care mi se pare că stă ca în cochilie întreaga lui operă și care este Memento Mori. Gândiți-vă puțin numai la imaginea aceea pe care o știm foarte bine a călătoriei Luceafărului spre Demiurg, ca să îi ceară să-l facă muritor. Foarte puțină lume bagă de seamă că acea călătorie este de fapt o geneză, așa cum e mult, cea mult mai cunoscută din scrisoarea întâi, să spunem, la început, până când ființă, nu era nici neființă și așa mai departe. Este o geneză, de ce? Pentru că Luceafărul călătorește împotriva vectorului timp. El se duce la Demiurg, adică unde? La origine. Ce este dincolo, sau să o luăm și cosmogonic, fizic, momentul zero în care s-a făcut Universul. Ce este înainte de acest moment zero? De ce nu putem să știm ce este înainte de acest moment? Noi, vedeți, pentru că trebuie să folosim cuvinte. Am folosit verbul este. Înainte de momentul zero nu pot folosi verbul este. E logic. De, practic, limbajul, creierul nostru nu este construit ca să poată, probabil formulele astea matematice pe care le folosesc astronomii astăzi, să poată da seama despre ceea ce a fost înainte de Big Bang. Și atunci Eminescu construiește poetic acea serie incredibilă de afirmații și negații, nici ființă n-a fost, nici neființă, pun prăpastie, genune, pun oian întins de ape. Nu? Deci construiește o serie de negații pentru că înainte de momentul zero nu existau nici negațiile, nu existau opusele. Luceafărul călătorește deci în timp pentru că el îi cere Demiurgului un lucru mărunt. Ce, eu sunt nemuritor, fă-mă muritor. Refuzul Luceafărului nu este un refuz, să zicem, moral. Pentru că există tendința asta îngustă de a interpreta Luceafărul din punct de vedere moral. Nu este un refuz moral, adică du-te pe pământ și vezi că iubita ta te înșală, ci este un refuz ontologic. Pentru că și aici problema cred că este mai mult decât ontologică, este și teologică. Pentru că el spune, eu am făcut lumea într-o anumită ordine, dacă te fac pe tine muritor, de fapt trebuie să schimbi toată lumea. Trebuie să schimbi ordinea lumii, că așa-i făcută lumea. Dacă schimbi cel mai mic atom din această lume, se prăbușește toată. Deci, practic, este o imposibilitate, chiar pentru Demiurg, de a reface lumea. Cum construiește Eminescu acest lucru? Simplu, prin descrierea acelei călătorii superbe, care este o călătorie în limbaj și o călătorie înapoi a timpului. V-am dat acest exemplu pentru că este mai, cum să spun, mai accesibil. Ce se întâmplă în Memento Mori, poem de sinteză, cum vă spuneam, și la care de bună seamă poetul ar mai fi lucrat, este un, îl știți și m-aș îndemna să îl recitiți când aveți timp,
pentru că este o mină de diamante extraordinară care se ascunde în acest proiect. Este un poem rămas neterminat, rămas printre postume, doar acel fragment cu Egipetul a fost publicat la un moment dat. Ce urmărește Eminescu acolo? O istoria umanității, de la omul primitiv până pe la Revoluția franceză, prin marile civilizații care s-au succedat și care urmează acel curs solar, nașterea, apogeul, prăbușirea, moartea. Și întrebarea care domnește în subtext este o întrebare pe care, într-un sens pur istoric, istorico-politic, avea să o formuleze Valerii la sfârșitul războiului. Noi, popoarele, știm acum, noi, civilizațiile, știm acum că suntem muritoare. E ceva teribil aici, pentru că fiecare om știe că e muritor, dar cum conștientizezi asta la nivel de civilizație? Civilizațiile încă acum începem să conștientizăm asta la nivel de specie, că s-ar putea nu foarte departe la scara istoriei să ne dăm seama că suntem muritori și ca specie. Deci, popoarele, civilizațiile, cu cât sunt mai strălucitoare, cu cât sunt mai formidabile, cu cât împing cunoașterea mai departe, cum este Grecia, se lasă, dar la un moment dat, din pricini ciudate pe care Eminescu de fiecare dată le scoate în evidență, cu o singură excepție. Adică la toate civilizațiile cauza prăbușirii este internă, este un vierme intern care de obicei trufia, bogăția, mă rog, astea le să deslușesc ușor în text. Singura civilizație care nu se prăbușește din motive interne este Dacia. Deci fiecare civilizație, la urma urmei, dacă deslușim sensul filozofic pe care încearcă poetul să-l sădească în text, este o luptă împotriva morții. Civilizațiile sunt zidiri, chiar dacă după aia rămâne pustiu și apare călărețul care privește pe deșertul și ce unde-i Ninive? S-a dus, e deșert. Nu? E, sigur, tot acest poem este o aducere în grai românesc a meditației ecleziastice. Asta este o problemă care merită discutat separat a deșertăciunii. Dar atenție, deșertăciune nu înseamnă să nu construiești. Aseară, pentru că a amintit părintele, aminteam că există două verbe pe care se întemeiază orice civilizație. Și primul verb este a construi și al doilea verb este a păstra. Barbaria este cea care distruge ceea ce a fost construit. Civilizația care este opusul barbariei e cea care păstrează. Și aici ar fi o întreagă discuție de purtat, ce construim, ce păstrăm și substantivul care subîntinde aceste două extreme ale arcului, sigur, este memoria. Nu poți păstra dacă nu ai memoria strămoșilor și memoria faptului pe care l-am avut. Și pentru că domnul amintea din aur niște etimologii, în latină termenul respect e legat de a privi în urmă. Adică de a privi exact spre strămoși, spre cei care au fost și care dau această rădăcină, care dau această întemeiere. Ori, Eminescu, catalogând toate aceste civilizații, le
încearcă să descopere, el avea, cum bine știți, și o minte științifică extraordinară pe care nu trebuie să o omitem niciun moment, o curiozitate teribilă de a cunoaște tot ce ține de cunoașterea umană. Sigur, nu facem din el, cum Călinescu a spus bine lucrul ăsta încă de la începutul cărții lui dedicate operei, să nu facem un savant extraordinar în toate domeniile de la când l-a anticipat pe Einstein. Iertați-mă, nu l-a anticipat în niciun fel pe Einstein pentru că nu era fizician și nu a descoperit formula relativității, dar că a înțeles acea idee, a e cu totul altceva. A înțeles-o la modul poetic, el a fost poet. Și poetul nu este mai puțin decât un fizician în ordinea lumii, e mai mult decât un fizician pentru că vede mai departe. De aceea poezia, filozofia și fizica se întâlnesc astăzi încercând să vadă cum s-a născut Universul. Și când auzim cât un astrofizician ăsta vorbindu-ne despre nașterea Universului sau câte vorbind despre particulele astea infraatomice și nu știu ce, vedem că el face apel la metaforă. Pentru că limbajul nostru, repet, fiind doar un limbaj binar, fiind structurat doar la acest nivel, până când vom ajunge să vorbim 3D sau 4D. M-am gândit adesea la lucrul ăsta. Există, am și o conferință cu Boțir în seara asta despre Eminescu și limitele limbajului. Pentru că Eminescu a simțit foarte puternic, nu limite că limba română ar fi neputincioasă. El a scos de limba română niște lucruri extraordinare, ci în sensul că limbajul omenesc, creierul nostru are o anume structură și doar anumiți oameni au capacitatea asta de a vedea lucrurile într-o perspectivă volumetrică și nu la nivelul plan. Ei, construind aceste lucruri, Eminescu inventariază civilizațiile, încercând să înțeleagă această taină a morții și această taină a ieșirii din timp. Numai că mi-a atras atenția un lucru foarte interesant, care la un moment dat pare o inabilitate poetică. Toate civilizațiile descrise aici, fie că e vorba de Grecia, fie că e vorba de Egipt, de Roma, de Dacia, sunt descrise poetic vorbind la fel. Adică avem același set de imagini poetice. Avem codri, avem o hipertrofie vegetală, flori care sunt în alte castejarii, avem luna care plutește peste lacuri, avem ființa diafană, zeița care plutește în barcă pe lac și care pătrunde la un moment dat într-o peșteră. Sunt niște gesturi, sacre, ritualizate, care se repetă într-un fel și acolo la toate aceste civilizații, lucru care ar putea părea la un moment dat o chestie de lipsă de imaginație pentru un poet, adică de ce le descrie pe toate la fel? Unde e diferența între aia și aia? Numai că tocmai aici stă profuzirea poemului, pentru că pe Eminescu nu-l interesa să scrie un fel de legenda secolelor, adică o transpunere în versuri a istoriei omenirii. Nu avem istoria omenirii aici în Memento Mori, ci avem ceva mult mai profund, avem veșnicia omenirii aici, dacă vreți. Avem încercarea omenirii ca prin operele ei să iasă din timp. Poemul știți cum începe? Prin evocarea visului, prin evocarea roții timpului, turma visurilor mele, eu le pas ca oi de aur când a lunii, și așa mai departe. Deci, intrăm într-o lume onirică pe care se descrie uriașa roata vremii înapoi, eu o întorc. Deci el se așează la cârma, deci în centrul roții și întoarce roata în timp. Asta este capacitatea acelui
arhaic, străbun poet Avates, poetul care vede trecutul și văzând trecutul vede viitorul, cum o spune Eminescu de-al minter și în alte poeme de mai multe ori, nu într-un singur poem. Există în curgerea aceasta a timpului, care este mereu repetitivă și mereu o ia de la capăt, ori această uniformitate pe care un filozof din același secol XIX, o numea revenirea lui același, este revenirea acelor legi ale Universului. Era obsedat Eminescu, cine se uită pe fragmentariumul lui, o carte care ar trebui arătată până și copiilor de la liceu ca să vadă, cum să vă spun, cum salahorea Eminescu în mina cuvântului, în mina ideii, cum căuta să afle totul de la, știu, o formulă care să explice cum cad frunzele din copac sau cum se mulțește populația unei țări sau de ce avem inflație, pentru că era și un economist foarte avizat, cum bine știți. Ori, era această poate că ea conținea în sine însăși un hibris, m-am gândit de multe ori dacă această obsesie a lui de a cunoaște era sau nu în ordine, știu, filozofică sau teologică, era un hibris, cine știe, oricum era unul asumat de bună seamă, pentru că am o teorie, nu știu cât e ea biografic, referitor la biografia poetului, pentru că e o modă acum să fie acuzată societatea, cum să spun, să fie acuzați contemporanii poetului de cum să spun, de faptul că nu l-au înțeles, de condițiile precare în care a trăit poetul. Eu nu sunt deloc adeptul acestei teorii. Sunt convins că dacă ar trăi astăzi poetul, n-ar avea nici a 10-a parte din aprecierea pe care a avut-o atunci. Dacă lui i-ar fi plăcut, cum să vă spun eu, i-ar fi plăcut numai să scrie poezie, păi s-ar fi retras undeva la o stână sau la o mărăstire, ar fi mâncat cașcu bulz și nu mai știu ce, că i-a ajuns, el era obișnuit să trăiască cât se poate de modest, cu bine știți, și ar fi scris poezii cu lună și stele, dar ar fi umplut 50 de volume. Eminescu era o ființă mult mai complexă. Pe el l-a interesat, cum să spun, freamătul existenței, dar i-a plăcut să stea aici în București, în ghemul tuturor războaielor politice și intrigilor și mizerilor care se petreceau în istorie, că asta este istoria atunci ca și acum și în vecul vecilor. Nu? Deci el a avut această patimă a trăirii în realitate. Imaginea aia a Hiperionului cu capul nori este o imagine parțială a genialității eminescene și care omite exact, dacă ar fi fost numai așa, n-ar fi scris acele teribile, prin aplicarea la realitate, articole pe care le-a scris. Toată activitatea lui politică arată un om care cunoștea în detaliu, tocmai pentru că îl pasiona, chestia cum evoluează societatea. Și atrăgea atenția, luat cu tare măsură cu armata sau cu economia sau cu agricultura sau cu mai știu. Vedeți că nu e bine pentru că. Adică avea această aplicare, nu umbla ceea ce ura el mai tare, scrie de multe ori, erau teoriile generale. Ce nu veniți mie cu teorii. Teoria trebuie să corespundă unei realități. Când face articol, teorii, Eminescu face când scrie lucruri de gen de natură filozofică. Atunci când scrie articole, el e aplicat la practică. Nu acceptă teoriile de dragul teoriei. Și mă întorc acum, după această mică ocol pentru care vă cer tare, vă întreb pentru că în poem aici
el nu face istoria socială și politică a acelor imperii, a acelor civilizații despre care vorbește. El face istoria lor, istorie pun aici în ghilimele, pentru că nici măcar istorie nu face, face poezia lor, cum să spun, eternă. Caută la fiecare să vadă exact, cum spune el, sâmburele eternității. Și de fiecare dată vine un sfârșit și de fiecare dată roata se vârte mai departe și apare o altă civilizație până la superba civilizație a Daciei, care pentru el era o civilizație pur poetică. Atenție! Dacia pentru el era un mit. Un mit foarte bine articulat, ca mit, adică poetic. Aici pentru că mitul și limbajul sunt lucruri consubstanțiale. Mitul și poezia sunt, mai ales pentru un romantic cum era Eminescu, astăzi, cum bine știți, trăim o lume a absolutelor demitizări, a dezvrăjirii lumii, cum se spune. Păi dacă lumea a fost dezvrăjită, nu ne mai vrăjește nimic, da? Și dacă nu ne mai vrăjește nimic, ne înnecăm cu fumul realității. Meditația lui cade pe un ceea ce oamenii, repet, obișnuiți să gândească binar, au numit pesimismul eminescian. Toată această serie de morți, de morți de civilizații, Memento Mori, da? Sună unul din titluri, Panorama deșertăciunilor, alt titlu pe care l-a avut primul, Skepsis. Altul, Skepsis este mecanismul care pune în mișcare această roată a lumii pe care el încearcă să o descrie într-un poem. Nu există multe în literatura europeană, după știința mea, nu există în literatura romantică europeană, nu există multe încercări de asemenea ambiție. Sigur că e o încercare eșuată, estetic vorbind, un critic literar cu cravată, nu ca mine, adică pus la ștaif, ar spune că este un poem neîncheiat. Păi nu se poate încheia un poem care vorbește despre imperfecțiune, despre moarte. Cum să fie încheiat ceva ce vorbește despre moarte? Eminescu, nu moartea lui ca ființă biologică, nu l-a lăsat să termine poemul. Așa ar fi rămas, gândesc eu, pentru că asta era chiar natura, chiar ideea de bază pe care vrea el să ne-o transmită. Că lucrurile sunt neîncheiate și că ele trebuie reluate mereu de la capăt în alte programe strălucite. Și atunci când totul el meditează și nu rămâne nimic, din nimic nu rămâne nimic, totul este, zic vorba Ecleziastului, totul este deșertăciune, ceva tot rămâne. Și cum sună finalul, așa cum îl are, poemul în forma lui cea mai amplă, pentru că suntem variante în manuscrisele lui, dar la ce să beau din lacul ce dă viață nesfârșită? Ca să văd istoria lumii dinainte repetită. Adică acela se ca o imagine de aia buclă, care se repetă la nesfârșit și atunci la ce bun, nu? Cu același lungi mizerii s-o obosesc sufletul mut. Și de aceea beau păharul poeziei înfocate. Iată că este ceva ce scapă acestui lanț etern de nașteri și prăbușiri. Nu mai chinui cugetarea cu întrebări nedezlegate, să citești din cartea lumii semne ce noi nu le-am scris. La nimic reduce moartea cifra vieții ce obscură, în zadar o măsurăm noi cu a gândirilor măsură, căci gândirile-s fantome când viața este vis.
și se, deci totul se resoarbe în visul acesta care este universul întreg. Universul întreg are o structură onirică și nu fac comparație de acum, că nu e cazul nici cu filozofia indiană, nici cu cea luată Eminescu din Rig Veda și cu... Nu că a luat, a cunoscut și a fost atras foarte mult de acea viziune care construia universul ca pe un mecanism sieși suficient, care odată pus în mișcare funcționează de la sine, un perpetuum mobile. Și seria asta de nașteri pe care iarăși mă trimit la astrofizicieni de Big Bang-uri, acum spune că o să peste nu știu câte miliarde universul va colapsa și vom avea după aceea iar un Big Bang. Deci este exact ceea ce indienii vedeau, acest univers funcționând fără sens. Și aici am spus un cuvânt asupra căruia trebuie să insistăm iarăși. Sens. Ceea ce caută Eminescu în această rotire amețitoare este sensul. Și toată poezia lui, căutarea sensului existenței, este una unul din lucrurile care îl frământă cel mai puternic. Și apropo, pentru că tot mi s-a deschis cartea aici, vorbeam despre Einstein mai devreme și despre La steaua care a răsărit, există texte mult mai, cum să spun, mai adânci ale lui Eminescu referitoare la ordinea aceasta a universului, și are o strofă într-unul din manuscrise, o variantă care spune așa: că tot ce naște în univers, aceea și declină. Iată povestea de Memento Mori, nu numai la nivelul civilizației, la nivelul întregului univers. Tot ce naște și declină. Atenție și la sensul gramatical al lui a declina. Schimbarea cuvântului, da? Că tot ce naște în univers, aceea și declină, de-ar înceta totul din mers, s-ar naște lumina. Păi asta spun și astrofizicienii, că la sfârșit va rămâne un singur foton, din care se va reface universul, va reexploda ca particula aia care are fotonul Higgins sau cum se cheamă, care tot caută. Iată aici o viziune cosmogonică teribilă a lui Eminescu. Se prăbușește totul, de-ar înceta totul de mers, adică dacă s-ar opri această vârtelniță, ar rămâne lumina. Lumină lină, lumină, răsar de codri mari, lumina pură, lumina necreată. Iată lumina necreată. În asemenea texte se vede, cum să spun, un creștinism adânc al lui Eminescu, nu la nivelul retoric, ci la nivelul substanțial, să spun așa. Aici, această lumină este lumina necreată. Nu poți să o definești altă. Și numai ea, deci vedeți, aceasta te scoate din timp, lumina, poezia, de-aia am legat aceste două citate, poezia și tipul la nivel cosmologic și cosmogonic, această lumină neapropiată. Am legat aceste două lucruri pentru că Eminescu poate fi considerat genial nu numai prin ceea ce a scris el ca atare, prin ceea ce a făcut, ci prin miza pe care și-a propus-o. Gândirea, cultura română, la 1870, când își începe Eminescu ascensiunea poetică, era o cultură, în sens modern vorbind, care avea învățat să meargă. Era la o parte potențialitățile ei.
o limbă bolovănoasă, o limbă neadusă în foarte multe cărți. Dintr-o dată cu Eminescu este ca și cum te-ai urca din căruță direct într-o rachetă. Saltul pe care îl face limba română și gândirea română prin Eminescu nu poate fi explicat, să spun așa, iertați-vă, prin legile materialismului istoric și dialectic, cum se spunea pe vremuri. Adică nu există explicație sociologică pentru care se naște un asemenea om care transfigurează, descoperă, sigur că nu poți să descoperi diamante acolo unde nu sunt, dar le descoperă într-un munte de steril și construiește o nouă limbă română. Noi vorbim astăzi limba română Eminescu. Nu vorbim altă limbă. El a creat. El a creat-o și această limbă, cu această limbă, el nu-și pierde timpul cu povești de amor. Poezelele alea cu pe lângă plupii fără soț, alea sunt, cum să vă spun, pentru că trebuia să se încastreze în realitate. Îi trebuiau și priză la realitate. Dar miza lui era o miză de această factură. De a da seama despre tot. Și repede. Pentru că, cum bine știți, iarăși în ordine biografică, el nu și-a ambiționat lucrurile pe distanță lungă. A ars cu o intensitate extraordinară, știind că va dispărea foarte repede. A avut această premoniție. Nu mă interesează boli și alte lucruri de genul ăsta biografic. Pe mine mă indispune discuția despre Eminescu, care cantonează de câteva decenii zona biograficului, în vreme ce zona editării lui Eminescu și zona comentariilor eminesciene suferă foarte tare, a comentariilor de operă. Este foarte plăcut. Chiar arătam acum, am văzut că avem posibilitatea să citim pe telefon acum ediția integrală Perpesicius. Toate volumele sunt în variantă și inclusiv articolele politice. E un lucru extraordinar, dar acum când deja dacă vorbești la un dativ despre Eminescu, sunt unii care așa iau distanță, ăsta e dala, și te privesc urât. Nu este, adică trebuie să avem, nu spun vorbe mari, conștiința identității noastre și asemenea lucruri. Trebuie să avem conștiința valorii noastre. Eminescu e cel care ne justifică în fața judecății finale, când va fi judecata finală. E un dar. Cred că spuneam și aseară copiilor din sală și oamenilor care erau acolo, e un dar pe care încă nu-l merităm. La 100 și atâția de ani, nu? Pe care abia-i servarăm, încă nu suntem pe măsura lui Eminescu. Culturalicește vorbit, ca cultură. Avem încă foarte multă răspundere față de Eminescu din punct de vedere cultural. Și asta nu contrazice modernitatea, adică modernitatea, actualitatea culturală. Din potrivă, Eminescu la vremea lui era extraordinar de branșat la cultura vremii sale. Îi plăcea teatru, îi plăcea opera, îi plăcea să se îmbrace la smoking, să se ducă la operă, la Viena. Nu nega niciun fel, la teatru nu era nelipsit, deci nu nega niciun fel lucrurile astea și era foarte la curent, că filozofie nu mai vorbesc, cu literatura la fel. Deci nu negăm în niciun fel lucrurile astea, din potrivă, cu cât suntem mai deschiși și mai... Acum Eminescu tocmai asta face, să ridice o cultură care era la începuturile ei și să încerce să o arunce pe o traiectorie europeană, cum se spune astăzi. Să arate că în limba română se pot construi asemenea catedrale de limbaj și de imagerie poetică, așa cum avea literatura germană pe care el o cunoștea foarte bine. Această încredere a lui Eminescu în
potențialitățile culturii române și ale limbii române, e lucru pe care ar trebui să-l învățăm cel mai tare de la el. Cu cât era mai sceptic, ați văzut, mai pesimist din punctul de vedere al curgerii universale, cu atât era mai încrezător în posibilitățile neamului și a limbii lui. Și o să încerc să mă apropii de încheiere. În ultimul număr din, apropo și de Strămoș și de lucrurile astea, în ultimul număr din Lumina de duminică, am scris un articolaș despre raportul lui Eminescu cu Strămoșii. Apropo de o poezie care se făcea pe vremuri când se făcea Eminescu la școală, că nu se mai face nimic la școală, din punct de vedere literar, după părerea mea, e un poem de tinerețe al lui, al doilea poem pe care el îl trimite la convorbiri literare, deci el era student, e o strategie aici, era student la Viena, revista Convorbiri Literare era deja, cum să spun, un forum care te atesta ca personalitate creatoare valabilă, deci în momentul când publicai Convorbiri Literare însemna că ești cineva. Și acest anonim student trimite de la Viena mai întâi un poem, Venere și Madonna, o foarte frumoasă construcție în sens clasic, care respecta aproape cum rețeta maioreșciană din primele articole maioreșciere care au trasat, cum bine știți, linia pe care trebuie să meargă spre modernitate cultura română și la care Eminescu, cu nuanțările foarte fine pe care el le introducea, o să revin puțin și asupra acestui lucru, deci Eminescu trimite acest poem respectând, ca să zic așa, rețetarul maioreștian. Și firește, îl publică cu entuziasm domnii de la Junimea. Al doilea poem pe care el îl trimite de acolo, la puțină vreme, este Epigonii. Epigonii care de data asta îl contrazicea la sânge pe Maiorescu. În sensul că îi lăuda teribil pe niște scriitorași, iertați-mi diminutivul, ai vremii, scriitorași din perspectiva noastră de astăzi, dar nu din perspectiva vremii aceea, pe care Maiorescu, în contra direcției de astăzi și în poezia română la 1867, îi desfințase, pe bună dreptate. Maiorescu venea cu un criteriu strict estetic, Eminescu introduce alte criterii și vă spun imediat. Deci vine Eminescu și le trimite acest poem ca o discretă provocare, acum să vă văd, îl publicați sau nu? Maiorescu era absolut deja al unei polemici atunci. Toată lumea dădea cu pietre după el că a atentat la marile valori naționale ale vremii respective. Spre cinstea lor juriviștii, Maiorescu, de bună seamă că el trebuie să fie avut decizia ultimă, publică poemul și când îi scrie Negruții, îi spune acolo, deși nu ne-am unit cu totul păreri, îi răspunde lui Eminescu într-o scrisoare, nu se cunoșteau că personal, de aminte, paranteză imediat Negruții să suie tren sau caleașcă, nu știu ce s-a vinut, vorbesc cu trenul totul, să duce la Viena ca să-l cunoască pe Eminescu. Pentru că așa pasăre e cunoscută. Și era când vine la ședință cu poemul fluturând în băț, să zic așa, ca solul lui Mircea cel Bătrân și punând a descoperit poetul. Adică s-a văzut în prima, e meritul lui Maiorescu, pentru că nouă ni se pare azi că era așa de evident. Nu era deloc evident. Și s-ar fi putut pierde cum s-a pierdut, de pildă, Macedonski. După părerea mea, ar fi putut fi un mare poet, dar s-a pierdut din lipsă de, altă discuție, din lipsă de spirit critic, pe care Eminescu, arindu-se Junimii, și l-a însușit. Bun, deci vine
Epicurii și Eminescu, știți, prima parte din Epicurii este o laudă teribilă a acestor predecesori ai lui. Psichindeal, Bubulean, Prale și alții mai cunoscuți, până la Cantemir în urmă, cronicarii, Alexandrii, firește, care e numit regele al poeziei, dar mă refer la ăștia mici. Și interpreții mai dedicoace ai poetului s-au întrebat, bine, dar de ce-i laudă Eminescu pe oamenii ăștia? Adică el să nu fi văzut că ăștia erau niște poetași mărunți, cu o limbă codorogită, cu imagini banale și așa mai departe. Dar de ce-i laudă? Și oare el nu-și dădea seama, nu avea atâta simț estetic să vadă că ăștia niște poeți mărunți? Păi eu aș spune că tocmai de-aia-i laudă. Pentru că îi laudă după un alt criteriu decât cel estetic. Și am îndrăznit să propun acolo, îi laudă după un criteriu al smereniei teologice. În sensul că a fost de plin, Eminescu era, iertați-mi iarăși cuvântul abrupt pe care îl folosesc, era un încrezut. Adică un om foarte conștient de propria sa valoare. Smerit în comportamentul exterior, dar perfect articulat, perfect rigid când era vorba de valoare. Știa foarte clar care este diferența între el și ceilalți. Se știa bine în ce căsuță din tabelul divin să găsește el ca valoare. Ori, cum poate un asemenea om să-i laude? Și explicația este, repet, după părerea mea, asta am propus de natură teologică. El își dă seama că în momentul în care a apărut el ca un soare, lumina aia de chibrit, al lui Bubulean, al lui mai știu, care dispare. Nu-i mai vede nimeni. Nimeni dintre noi n-ar ști astăzi de Bubulean și de Țichindeal dacă nu i-ar fi amintit Eminescu acolo. Asta este clar. Nici profesorii de literatură nu și-ar mai bate capul să citească, și așa nu-i citim, nu-i mai citește nimeni astăzi. Dar măcar numele Eminescu face această îngerunchiere pe care mi-am permis cândva să o compar cu spălarea picioarelor apostolilor, face această îngerunchiere, repet, e la începutul creației, deci e un act întemeietor, poetic, e un act de întemeiere. Face acest gest de îngerunchiere în fața predecesorilor, de respect cărora le cere iertare că apariția lui îi scufundă pe ei în neant. E saltul pe care îl face orice cultură și pe care cultura română l-a făcut în secolul XIX. Dar Eminescu, iată, își întemeiază limbajul și opera. Știți că el preia, nu se sfiește să preia imagini, chiar din Țichindeal, într-una din poeziile sale, nu? Aia cu s-a întors mașina lumii, sau, nu? Toate lucrurile astea Eminescu le construiește în deplină, cum să spun, cunoștință de cauză. Nu era un poet din ăsta, cum să vă spun, care scrie la dictarea muzei exterioare. Nu, era un poet care își lucra textele și cine se uită în ediția Perpesicius sau și mai grozav pe ediția asta facsimiliată scoasă de Academie, va vedea cum lucra. Încă o dată aduc în imagine mineritul, pentru că era o luptă cu cuvântul, nu versul ăla cu cuvântul ce exprimă adevărul. Adevărul acolo nu este un concept logic, ci un concept ontologic. Adevărul înseamnă adevărul ăla, eu sunt calea, adevărul și viața. Despre adevărul ăla e vorba când scrie el poezie. Cuvântul trebuie să exprime adevărul suprem. Și spre acest suprem transtemporal, deci nemuritor încearcă să ne vorbească Eminescu și să zidească limba română într-o această nemurire. De aici
polisemia formidabilă a versurilor și a cuvintelor sale. Bogăția, nu atât, bogăția lui nu e o bogăție de vocabular. Adică cuvintele sunt cuvintele din fondul de bază a limbii române, cu câte un arhaism, cu câte un regionalism, dar nu încearcă să șocheze prin cuvinte de-astea, cum să spun, uitate în dicționare, dar pe cele pe care le folosește, le încarcă cu o energie extraordinară. Pentru că Eminescu mai știe o regulă, când spune acolo cu gândiri și cu imagini în negrita multe pagini. El știa această regulă pe care un savant român mai de din coace a formulat-o așa puțin, foarte sintetic, anume că poezia nu se face cu cuvinte, poezia se face cu imagini. Imaginea e ceva transcendent cuvântului, e formată din cuvinte, dar așa cum omul e mult mai mult decât suma organelor care îl compun, așa poezia e mult mai mult, totdeauna, și asta o știe fiecare, e mult mai mult decât suma cuvintelor care o compun. Poezia e de fapt așa cum important la magnet nu e miezul de fier, e câmpul magnetic. La poezie, poezia e cu atât mai valoroasă cu cât câmpul acestor, din jurul acestor cuvinte și care iese din neobișnuita întâlnire dintre aceste cuvinte este rezultă forța, pentru că un construct simplu este totdeauna un construct puternic dacă știi să-i redai simplitatea. Deci nu simplist, ci simplu. Și vă dau iarăși un exemplu, dacă vreți, didactic, de manual. Prima strofă din Luceapă, da? A fost odată ca povești, a fost ca niciodată, din rude mare împărătești, o prea frumoasă fată. Opa, păi cum adică prea frumoasă? Niciun poet de astăzi n-ar mai zice despre o fată că e frumoasă. Păi ce ne face cu baraj? Și prea frumoasă, mai pui și un prefix în față. Păi ce face cu banalitatea asta? Păi banalitatea asta, și înțelegeți că pun ghilimele la acest cuvânt, că nu o consider deloc banalitate, la banalitatea asta Eminescu a ajuns cu greu. Pentru că manuscrisele vădesc tot felul de alte opțiuni pe care el le-a avut. Niște imagini în spiritul poeziei care se scria în vremea respectivă, un bobocel de fată, un ghiocel de fată și asemenea comparații, care evident nu mergeau. Nu mergeau pentru că acolo nu era vorba despre o fată pe care o cheamă Cătălina. Acolo era vorba despre esența feminității însăși. Cătălina e un personaj... Pare rău că nu mai e răgază să mă vorbesc, pentru că e un personaj total nedreptățit în interpretările pe care le suferă Luceafărul. Uneori am impresia că e mai importantă decât Luceafărul însuși. Pentru simplu motiv că ea reușește să-i transfigureze și pe Hiperion și pe Cătălin. Pe Hiperion să încerce să-l transforme într-un Cătălin, iar pe Cătălin să reușească să-l transforme într-un Hiperion. Dar mă întorc. Deci, Eminescu aruncă toate aceste epitete care o localizau pe Cătălina, o individualizau excesiv și transformau poemul acesta de puternice rezonanțe arhetipale și mitice într-o banală poveste, cum a și fost interpretată, într-un banal triunghi amoros la care intervine și cel care are putere de decizie și decide într-un fel sau altul. Ori Eminescu, evident că nu asta vroia să propună în poemul lui, și atunci alege din ce stătea la dispoziție în dicționarul limbii române, alege cel mai banal dintre cuvinte, căreia îi dă doar o ușoară încărcătură de superlativ.
O prea frumoasă fată. Păi acest epitet care e șters, de fapt este epitetul care o plasează pe Cătălina în ordine divină, ca model divin. Așa cum ea este de fapt, o scoate din ordinea umană, și era una la părinți și vândră cum e Fecioara între Sfinți și Luna între Stele, o scoate din ordinea umană și o mută într-o ordine a omului ideal, pe care Eminescu o caută, pentru că omul ideal este și, așa cum sunt personajele lui istorice, să spune, Mircea cel Bătrân. N-are nimic de a face Mircea cel Bătrân din poem cu cel din realitate, sau Ștefan cel Mare, pentru acolo este omul arhetipal, omul mitic. Și Eminescu le oferă aici niște modele. Așa este Cătălina din Luceafărul și așa își construiește Eminescu poemele, cântărind fiecare cuvânt și fiecare comparație și scoțând din limba română niște potențe pe care multe dintre ele noi le-am pierdut și nu mai avem răbdare astăzi. Eminescu și poezia în genere este un gen care nu e, cum să spun, congruent cu grama. Poezia e, cum spunea un copil cu gura căruia vorbește Duhul de multe ori, cum știți, poezia este o ocupație leneșă. Adică își cere timp, își cere răgaz, își cere oțium, cum ziceau latinii. Trebuie citită, să scrie greu, poeții care scriu repede, bine, mă pun pe gânduri, să scrie greu și să citește și mai greu. Tocmai pentru că, repet, trebuie să vezi dincolo de miezul de cuvinte, să vezi aura. Poezie fără aură e ca sarea fără sare. Adică nu există poezia care nu are aură, adică care nu spune mai mult. Acum, sigur, se poartă poezia din asta. M-am trezit în dimineață, m-am spălat pe dinți, mi-am făcut cafeaua și am pus mâna pe calorifer și am văzut că e rece. Da, e, o fi și asta poezie, dar asta nu are aură. Asta îmi comunică ce ai făcut tu astăzi. Poți să faci asta și sub forma unui jurnal, dar oricum, din punctul meu de vedere, care sunt un retrograd, un perimat, un paseist, un expirat, cum îmi zic elevii mei, asta nu e poezie. Și poate fi cel mult o comunicare a banalității cotidiene, care sigur poate exprima o disperare. Pentru că atunci când repet același gest zile întregi, intri într-o criză existențială sau existențialistă, că existențialiștii au marșat mult pe banalitatea asta cotidianului exasperată. Dar dacă nu reușești să încarci, se poate face, nu spun că nu se poate face poezie cu aceste elemente, cu laptopul, cu sticla de apă și cu telefonul. Se poate face poezie absolut valabilă și cu ele. Sunt convins de lucrul ăsta și există, de bună seamă. Și cu trenul, și cu automobilul, și cu tot ce mai vreți dumneavoastră, altfel, elemente ale modernității. Dar, repet, dacă nu are această aură pe care o conțin în sine cuvintele, dar rostul poetului și diferența poetului față de noi, oamenii banali, e tocmai că el vede această aură în asocierea cuvintelor. Le pune ca polul la baterie, cuvântul ăla alături de cuvântul ăla potențează, scoate flacăra și dacă are har poetul respectiv și dacă am și eu har, că harul trebuie să fie împărțit. Degeaba are poetul har și cititorul el n-are nicio valoare. Sau invers, degeaba are poetul har și furnizorul nu are marfă de calitate. Deci e o întâlnire, ca orice lucru bun pe lumea asta, e o întâlnire la jumătatea drumului. Și el vine spre tine și tu te duci spre el. Și sigur, poezia cere poezie. Cu cât citești mai multă poezie, cu atât devii mai pretențios. Și cu atât ai citit mai multă. Și aici e o regulă de care nu putem scăpa.
Acum, poezia, și cu asta cred că mă apropii de încheiere, poezia, cum bine știți, pune mari dificultăți, mai ales celor tineri care sunt învățați să trăiască într-un univers exclusiv pragmatic, dedicat strict bunăstării personale și fericirii personale. Astăzi, zeul la care ne închinăm este fericirea, bunăstarea, distracția. Și în momentul în care toate astea devin valorile supreme pe care ne bazăm, comunicarea se reduce la aspectul ei denotativ. Nu mai avem nevoie de 100 și ceva de mii de cuvinte de index, nici de sutele de mii de expresii și de sintagme care, cum spunea Eminescu, sunt adevărata comoară a limbii române. Astăzi, la școală, nu se mai învață de nicio culoare, cum să vă spun, partea asta de sintagme, de expresii. Întrebați un copil dacă știe ce înseamnă a tăia firul 4, a căuta rod în papură sau lucruri de genul ăsta. Nu există. De-aia nici de bună măsură ei nu citesc, pentru că pentru că găsesc, cred că e un scriitor dificil pentru ei, nu pentru că folosește arhaisme, ci pentru că sunt astfel de sintagme al căror sens pentru ei este total abstract, total nu dau de el, pentru că este obișnuit să ia cuvintele în sensul puține și în sensul denotativ, clar. Mi-e foame, mi-e sete, mi-e somn, am plecat, mamă dă bani, tată dă bani, la revedere, dacă zice, bună ziua și restul. Ori, poezia care este aspect de not, are cuvântul să pierde. Păi arde miezul ăla de fier, arde, nu-l mai vezi în momentul când apare poezia și când vezi flacăra aia, flacăra aia ți intră în ochi și nu mai vezi cuvântul ca atare. Vezi căldura și vezi lumina. E greu, dar fără educație poetică, pe de altă parte, sufletul omenesc își pierde enorm din valențele. Își pierde o dimensiune, după mine, fundamentală. M-a bucurat enorm să aflu, să citesc zilele trecute, că un actor american, cel care a jucat la Vita e Bella, cum îl cheamă? Benigni, așa? A recitat în mari piețe, mulțumesc, în mari piețe din Florența și cred că după aia a dus și la Roma, cânturi întregi de Divina Comedie. Cu asistență fenomenală, s-au ajuns la 10.000 de oameni, s-a transmis la televiziune. Extraordinar! Avem o idee să ducă cineva în Piața Romană acum pe 15 iunie, pe 15 ianuarie sau pe 15 iunie, să se ducă, apropo, pentru mine, ziua culturii române ar fi trebuit pusă la 15 iunie. Odată pentru că e vara și s-ar fi putut face mult mai multe manifestații și, în primul rând, pentru că dacă îl considerăm pe Eminescu Sfântul Preacurat al Iersului Românesc, apoi Sfinții sunt comemorați de ziua trecerilor la Domnul. Nu? Și atunci ar fi fost mult mai profundă sărbătoarea și practic și teoretic, să zic așa, pe 15 iunie. Dar asta, mai ales că se pare că nici nu s-a născut pe 15 ianuarie. Dar asta nu are absolut nicio importanță. Vorba lui George Munteanu, câtă vreme horoscoapele nu sunt disciplina teoriei literare, nu are chiar nicio importanță când s-a născut Eminescu. Important este să-i citim poezia și important este că în momentul când, dacă astăzi suntem cu toții, bănuiesc și iertați-mă că am luat-o așa puțin pe scara actualității, dar simt nevoia să mă descarc și eu, dacă astăzi ne simțim cu toții, bănuiesc, cum să spun, puțin striviți de o criză de identitate etnică profundă, se datorează și faptului că ignorăm un astfel de far care ne-ar putea lumina identitatea cunoscându-l. Să ajungi să-ți fie rușine de Eminescu ca scriitor român,
Mi se pare, să spui că Eminescu datează, că e perimat. Păi, scuzați-vă, perimat e Goethe. Ia citiți dumneavoastră două, trei strofe de Goethe să vedeți ce banale vi se par astăzi. Firește, o luați în glumă, nu spun deloc că e perimat, tocmai că nu e. Tocmai pentru că oamenii ăștia lucrează cu veșnicia la purtător. Cu veșnicia care stă în cuvânt. Altă veșnicie decât cea din cuvânt nu ne-a fost dată nouă. Că de-aia a venit cuvântul pe pământ. Ca să vedem că există veșnicie. Și poeții sunt păstrătorii în candela pe care o au ei în mână, sunt păstrătorii acestei veșnicii. Prin faptul că sunt stăpânii limbajului. Prin faptul că descoperă mereu noile energii ale limbajului. Și Eminescu a dat îndreptățire, de-aia l-au și imitat atât de mulți. Și până în zilele noastre l-au imitat în sensul nobil al cuvântului, spun. Nu în sensul negativ. Pentru că el a creat un drum din care nu poți ieși. A creat hai să zic autostradă, iertați-mă, atât de largă, încât în cap mii și sute de mii de poeți, până în zilele noastre și de zilele noastre mai încolo, câte zile mai avea neamul ăsta. E loc, tocmai pentru că a defrișat și a arătat un drum în sensul acesta. V-am arătat doar câteva din lucrurile cu care el acționează în ordine filozofică și în ordine strict poetică, adică strict a limbajului. N-am vrut să fac o analiză de asta pe text pentru că ar fi fost prea pretențioasă, dar cred că cultura, sper încă să mai prind vremea aceea când laudele lui Eminescu, că sunt și eu și un mod de a lăuda pe Eminescu care îi face enorm de daune, de fapt. E un mod nepriceput, cum să zic, de a lăuda pe Eminescu, care de fapt îl anulează ca poet, ci să-l lăudăm în vorbe, că nu are săracul nevoie de vorbele noastre de niciun fel. Mai ales că eu semăr cu mititelul ăla pe care îl evocă el la un moment dat, că se preamărește pe el vorbind despre poet și totdeauna am avut complexul ăsta, nu al înălțimii, ci în momentul când am vorbit despre Eminescu, zic, bă, nu cumva s-a referit la mine. Dar, dincolo de asta, Eminescu, repet, n-are nevoie de laude, are nevoie să predăm limba română cum să cuvine în școală, să predăm literatura română cum să cuvine în școală, să respectăm toate valorile care merită respectate în cultura noastră, toate valorile, repet, cu trei linii subliniez, toate, nu alea da și alea nu, că alea sunt cu aia și alea sunt cu aia, nu, doamne, toate. Nu suntem o țară atât de bogată în valori încât să ne permitem să ignorăm unele dintre ele. Lasă, pare ale ține la sertar, ne mai scoatem noi altă dată la ideal. Nu, sunt atât de puține, de la casele pe care le dărâmăm, astea istorice, pe care le dărâmăm într-o hărnicie până la valorile culturale. Bun, m-am încins prea tare, mă opresc brusc. Vă mulțumesc!